Morning Glory, Morning Glory. Îți dau palme toți măsării. Și pe de altă parte, dacă rămâneți cu noi, după ce facem praf Pro TV-ul, încercăm să ne războim puțin și cu hip-hop-ul și cu folclorul și cu toate ăștia. Hip-hop. Și vin sub Carpați, au să cânte rock și au adus doi chitariști, că nu se mai putea. Și o să fie nenorocire, fac cover, fac de toate, tot ce omenește posibil, numai să mergeți voi și să începeți să donați sânge. Dar până una alta, toată lumea este trează în organizația de bază și dacă toți suntem aici, ne gândeam să mai vorbim un pic de... Și că nu mai e ziua RDG, dar tot e ziua lui Putin, zice unul. Păi da... Bate fierul, că știe el de ce. Da. Și... Știe ce a făcut. Da, evident. Nu fi prost. Rămâi pe post. La Morning Glory, cu Răzvan Exarhu. Și, Sergiu, ce faci? Cum te simți tu ca și om așa? Te-ai trezit? Sau eu ca și om așa să nu vorbim despre da? Cum mă simt. Da? Da. Ca și om, da, se simte îngrozitor. Da. Și, și că putem intra mai devreme? Putin? Puțin. Puțin, a. Băi, ia pe cazul la geam. Cred că s-a semnat. Da. Asta spoiler alert? Putem intra un pic deci, mai devreme? Deci, să vedem pe la cât. Sigur. Sigur, cum să nu? Ce înseamnă mai devreme? Asta aștept și eu să văd. Asta așteptăm toți. La un nou, fără un sfert. M-am avut mai devreme o discuție cu Sergiu, l-am întrebat ce mai face el ca și om și se bucura că o scos ăștia un telefon nou care are funcții... Cu 30 de secunde mai devreme. Are funcții speciale pentru persoane antisociale. Da, cu nevoi speciale, da. Pentru oameni cu nevoi speciale. Și una dintre ele zice că telefonul poate să decidă dacă... tu îi spui sau îl înveți să nu mai răspundă chiar la oricine și ba mai mult pe unii să-i întrebe ce mă, ce, ce, de ce îl sunt tu pe Sergiu, ce, ce vrei ce să-i cu el? Ia zi, zi mie. Ar fi bun, da. Ar fi bun ăsta. Păi așa face, da, înainte face screen. Răspunde înaintea ta și întreabă ce treabă ai tu cu Sergiu? Asistent personal. Unii și-au om pentru asta, să-mi și-au telefon pentru asta. Nu și-a luat, nu și-a luat. Am auzit că există. A, nu ți-a, ți-ai doar ce a apărut. Mi-aș dori foarte mult. Da. Da. Ia spune-i moșul. Și, o să aibă vocea aia de robot de acum 50 de ani. Alo, da, ce vrei cu Sergiu? Asta mi-a plăcut. Da, în fine. Băi, lumea se schimbă. Scot ăștia monedă cu fața prințului, fostului prinț, Chance, actualmente Carol, Dita mai Carol. Da. Mai lasă mintea să se odihnească. Așa. Și îl încoronează pe 3 iunie 2023. O ceremonie modestă. Na, e ajuns la o vârstă, e bătrân, cam deranjează aglomerația, muzica tare. Normal că... Hai, da, da. Lăsați-i. Un pic de liniște. Da, ce vrem, mă? Plus că... Da, e calea la calculator jos, așa. Plus că încoronarea oficială va fi pe 3 iunie 2023. El să fie sănătos până atunci. El, da, da, da. Plus că, na, sunt invitate tot felul de personalități trecute de o anumită vârstă. Asta zic, că e important. Și că au blocat ăștia un pod din Budapesta. Bine, au poduri acolo, au ce să blocheze. Și că vor salarii mai mari pentru profesori. Și... noi am dat din numeri că am zis că oricum nici nu înțelegem ce Nem-tudom. Predau. Ce predau profesorii în Ungar acolo. Da. Ungară pentru doi, cum ar spune unchiul Mirel. Și nu e corect. E o gară pentru doi. Și avem și... avem o știre în care Sorin Grindeanu vorbește cu domnul, pardon, Dulă. Dar s-a enervat, băi, un turist nervos, nu știu, sunt curios dacă era român, dar cred că nu era, că nu l-au lăsat să-l vadă pe papa și a dărâmat două statui, două busturi de 2000 de ani. A dus, dă-te, dracu! Tot dracu de... Mă, îl lată mă în pate. Păi dacă nu răspunde. Da, păi a zis, știi i-a ceva? Opa, așa. I-a stricat bibelourile. Da, și la... Și uite, ascultătorii, că unchiul Mirel are rude și nu între ascultătorii din, de la Rock FM. Așa. A zis că... Ogara e...
o gara pentru doi, da. Da, da, da. În fine. Sunt însă foarte multe probleme și tocmai pentru că urmează să intrăm în direct cu Pro TV. Ha? Intrăm? Ha? Ce mai avem? Mai avem puțin. Cât? 2 minute. 2 minute? 2 minute. Putem să începem un pic așa, să ne uităm minute... pe la mesaje? Minute scurte, pe minute lungi? Cred că da, cred că putem să începem ușor să ne uităm și pe la mesaje. Știi că de ce era vorba aia că durata unui minut depinde de care parte a ușii de la toaletești. Da, și asta. Corect. Da. E o chestie de familie, mai mult, treaba asta. Da, da. Ar fi câteva întrebări și de asta zic că, uite că nici n-avem semnal, trebuie să facem semnal. Ia o zumină jumate. E mai multe jumate? Da. Să știi că te bat. Așa. E mai multe întrebări. E mai multe întrebări. Mulțumim tpu.ro pentru inspirație și încercăm totuși, hai să vedem Ocluzie cerebrală. Așa, ce se întâmplă, Sergiu, cu zebre australiene dacă dorm ziua? Înseamnă că au petrecut noaptea dacă dorm ziua. Da, și pe de altă parte noi nu știm că la noi e noapte și nu vedem până acolo. Mai sunt femei pe aici care au... Știi de ce mă gândeam că dorm ziua? Oricum pare că sunt în pijamale. Da, și asta, ai dreptate. Tot sunt în pijama cu dungi, hai să fac un somn. Da, ci că mai sunt femei pe aici care au asistat la tăierea porcului? Da, soția mea m-a văzut când mă rădeam. Da, da, așa de înaintat suntem, e incredibil. Cum pot să radiez o mașină pe care am vândut-o acum 12 ani și pentru care nu mai am niciun act, nici măcar cel de vânzare-cumpărare? Poți să întrebi niște oameni din jurul tău, sigur mai e și alți prieteni care fură mașini. Da, adică... e foarte important și treaba asta. Mamă, în 10 secunde intrăm cu live cu Pro TV-ul. Hai să mă aranjez. Facem puțin. Numărătoare ca la Revelion. Dă-mi și mie mileul ăla. Și am să-mi pun a ta. Să-ți spui da? Mileul. Fără răspuns. Așa că Răzvan Exarhu l-a chemat din nou la Rock FM pe Sergiu Floraia ca să răscolească în sacul fără fund al problemelor care nu-i lasă pe bieții noștri semeni să pună geana pe geană. Morning Glory, Morning Glory. Nu mai vă bătesc ca chiorii. Și bonjurică. Hai să aveți o dimineață plăcută. Bună dimineața. Mulțumim, bună dimineața, Lavinia. Bună dimineața, Mihai. Suntem foarte bine. Uite, am și un mileu tradițional românesc. O să cânte sub Carpați la Morning Glory. Și am primit mileul ăsta. Și vezi, mileul ăsta se pune peste ceva ca să acopere. Nu e... De obicei punem o bază. Să pui aici și un peștișor, da, ceva. Da, exact. Umăr, așa, știi? Dar avem întrebări, să știi, avem valoare și se va face lumină. Aveți valoare, dar trebuie să spun și eu ceva. Ai spus Lavinia cumva, ai dat un miel aici la colega. Am spus Lavinia? Da. Băi de mine, îmi cer scuze. Dar să nu se mai întâmple, eu asta zic. Da. Sau mă rog, să se întâmple dacă îți dorești. Da, ei, nu, lasă, nu. Nu mai zic, gata. Nu mai de zic la nimic. Șervetul ăla, da, te-ai înfășurat prea tare în sinergia lui. Și e multă invidie, da. Și o să începem, da, uite, chiar, da, uite, de aici pleacă totul. Genul ăsta de întrebare. De ce mi se ciobesc dinții din fața de sus? Păi, nu știu, trebuie să răspunzi la niște întrebări. Ai încercat să nu te mai ai urea de oameni pe stradă? De exemplu, să nu-i spui unei doamne Lavinia fără să ai vreun motiv? Da. Să nu mai vorbești prostii? Da. Să nu mai umbli cu femeia altuia, nu știu, zic. Poate de aici. Da. Sau ăia de jos cresc brusc. Din când brusc în când, așa? Și să spargă el altul. Da. Bum! Ia pe nepregătite. Da. O întrebare care ne preocupă pe toți din când în când. E rușine să fii cu un singur i, să fii sărac? Dacă e rușine să fii sărac? Da. Nu, mie nu mi-e rușine, adică nu e nicio rușine, serios. Adică indiferent cât de sărac ești, chiar nu este nicio rușine, poți să fii atât de sărac încât cercetătorii care zic de obicei, dă și mie un leu, ți-e cer doar 50 de bani. Și tot nu e rușine. Adică, da. Și dacă auzi mai des fondurile suficiente decât bună ziua, tot nu e rușine. Da, e și asta. Și practic... Poți să fii sărac încât nu o să vrea nimeni, atât de sărac încât nimeni nu o să vrea să știe pinul de la card.
Da, pe bune. De doar, ce să doar și încarcă memoria. Consumăm pasta de la Pix degeaba. Chiar degeaba. Poți să fii atât de sărac încât să intri pe grupul și să comentezi aiurea doar ca să-ți mai iei și tu un ban. Da. Și asta, da. Ban. 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 Pe ban. Pe ban. Pe de altă parte, avem o următoarea întrebare. Dacă o moștenire a părinților nu este dezbătută și unul dintre din frați are un debit restant cu executare silită, poate scoate banca la licitație partea lui de moștenire? Deci dacă poate să scoată doar o parte de moștenire. La dacă licitație. E vorba, dacă această moștenire este un cal. Holul ăla. Un cal. Dacă e un cal, da, poate să scoată licitație o parte din el. O vând centaurilor ca piesă de schimb. Da. E și da, o să aveți bancă în casă, practic, în momentul ăsta. Ai simțit vreodată, Sergiu, că ai fost în rai? Am simțit că am fost în rai, de mai multe ori. Așa. Adică se întâmplă des, mie mi se întâmplă foarte des. Uite, mi s-a întâmplat să simt că am fost în rai când am reușit să scot dintre dinți bucata aia de popcorn care m-a deranjat o zi întreagă. Da? Da, mi s-a, când am prins toate semafoarele pe culoarea verde de la Victoriei la Unirii. Așa. Ceea ce se întâmplă foarte rar. Când am desfăcut folia aia de protecție de pe ceva aparat electronic tocmai cumpărat. Mhm. Mi-aduc aminte. Da. Pătrunjel între dinți? Și ăla nu. Ăla e un pic horror. Când, că ăla fi târziu că l-ai. Da. Și bucățica aia de carne de vită care... Aia, da. Fibra. Da, e foarte importantă, da. Da. Și apă în ureche ți intră? Apă, da. Când reușești să scoți apa din urechi după ce ai fost la piscină, după o zi întreagă, după aia în care și după ce vii pe cheia și nu ți se desfundă urechile până în Ploiești? Să și trăiești. Brusc, și când ai intrat pe DN1, bam! Încep să auzi din nou, ce bucurie. Ăla, asta înseamnă o călătorie în rai. Mi s-a mai întâmplat și când am promis la un moment dat unui prieten că ne vedem și după aia n-am mai avut chef și după aia m-a sunat să-mi zică, bă, hai că nu mai, că nu se mai poate. Anulat el. Da, atunci, ăla era. Deci mi s-a întâmplat de multe ori. Și atunci când îți pui alarma să sune și ea sună, dar îți dai seama că nu era ziua în care trebuia să sune și poți să te cuci la loc și mi se pare că și ăla este un moment foarte bun. Nouă nu ni se întâmplă asta. Da. Niciodată. Era eu pe pământ. Da. Poate în vacanță, la început de vacanță. Poate și asta. Deci fii atent. Putem să spunem la revedere, ușor, ușor, da. Îmi doresc mult să aplic la Academia de Poliție, doar că am o singură problemă. Am cercel într-o ureche și nu știu dacă aș fi respins sau nu. Ar fi o soluție, dar e așa ceva destul de crazy. E riscant. Ai putea, spre exemplu, doar zic, da, nu știu, să-ți-l scoți din ureche. Scoate cercelul din ureche. Andreea, ai legătura. Mulțumesc mult, Mihai, pentru accept. Ne vedem săptămâna viitoare la o nouă întâlnire cu întrebările voastre preferate de la Morning Glory. Morning Glory, Morning Glory. Mi se mișcă dințișorii. Morning Glory, Morning Glory. Sforăim pe strada sforii. Și am răspuns și am răspuns, dar până una alta trebuie să ne ocupăm și de România, care are sânge de rocker. Și suntem destul de încântați, așa că s-a mai făcut un pic de ordine și disciplină. Și de lumină. Și lumină, mai ales, da. Și de lumină, dar revenim cu alte întrebări, alte răspunsuri și până una alta ascultăm o piesă, după aia ne vedem cu oamenii frumoși de la Subcarpați și după aia ei se duc să cânte și noi ne ducem să-i ascultăm, genul ăsta. Sergiu, mai rămâi cu noi să asculți concertul? Mai rămân. Dacă tot ți-ai stricat deranjul, eu zic că era și păcat. Bun, vă mulțumim că existați, așteptăm întrebările voastre pe adresa redacției, cum ar veni, pe Facebook, pe Instagram, pe unde nimeriți și voi, dați-ne mesaje, noi vă răspundem cât putem și până un alta v-am pupat dulce pe ceacre, ascultăm o piesă foarte mișto, The Boys of Summer, după aceea publicitate și după aceea stăm de vorbă cu Subcarpați. Morning Glory on Rock FM.